Hai, 40 de bani pe fiecare litru de carburant înseamnă că prețul benzinei și motorinei va trece de 7,5, chiar 7,7 lei, iar carburanții mai scumpi vor trece de 8 lei. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acestea vor duce la scumpiri pe lanțuri, pentru că nu trebuie să privim doar prețul în sine, pentru că, gândiți-vă, de la producător la raftul magazinului, prețul carburanților se multiplică spectaculos, ca să zic așa, astfel că ne ajutăm la scumpiri la tot ceea ce consumăm noi, inclusiv serviciile, care au fost cele mai scurți, s-au scumpit cel mai mult în acest an. Toate acestea se vor scumpi și mai mult față de cât am avut în momentul de față. Și mai este încă un lucru important care trebuie spus. Tot de la 1 iulie, adică de mâine, crește salariul minim pe economie. Iar asta va influența, din punctul meu de vedere, foarte mult politica firmelor, mai ales a micro-întreprinderilor, pentru că nu foarte multe companii își vor mai permite să plătească atâtea angajați cu salariul minim pe economie. Din această perspectivă, ne așteptăm ori la creșteri de prețuri, ori la disponibilizări. Sunt două elemente care ambele sunt negative dacă privim la perspectiva economică. O vară agitată, în loc să ne bucurăm de concedii. Și apropo de concedii, de mâine se scumpește și cazarea la mare. Unii scumpesc în trepte, alții scumpesc dintr-o dată și nu e ultima scumpire, pentru că vârful de sezon vine abia pe 15 iulie. Trebuie să ne ținem bine buzunarele. Mulțumesc foarte mult, Adrian Negrescu. Da.